Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre aventurile a doi părinței preoți, preoți ortodoxi, în pasul lui, despre asta vrem să vorbim. O înfrățire ecumenică în jurul unor bardace cu vin. Și ce mai fi fost, că mai știi. De unde știi. N-ai de unde să știi. Care s-a terminat altfel decât și-ar fi imaginat frații într-o credință. Deci părinții s-au tot cinstit până unul a leșinat, iar celălalt a cerut să fie întors acasă. E vorba de un părinte român din Neamț și un preot ucrainean din Cernăuți care s-au întâlnit în Vaslui. Așa a fost voia Domnului, să fie fix în Vaslui, unde se putea altfel, că de acolo pornesc o mulțime de lucruri. Și s-au cunoscut, s-au plăcut, ce mai rămânea de făcut. Asta a fost. Ce mai zici tu, frate? Pafnutie? Așa a început totul. Da, hai să ne cinstim. Prea cinstite, ok. Ulterior s-a aflat și ce s-a întâmplat. Deci preotul care a băut până a leșinat, românul, presa, nemțeanul, gazda, venise până la Vaslui ca să-l ia de la gară pe cel care venise din Cernăuți, ucrainean. Deci părințelul ucrainean, frate, a luat trenul din Cernăuți și până la Vaslui, unde l-aștepta nemțean. Refugiatul ăsta ucrainean. Nu știm dacă era refugiat sau nu, dar a venit și, mă rog, cei doi trebuiau să plece apoi cu mașina spre Neamț. Da, și-au făcut un pic de curaj și bucuria întâlnirii, ce să zic, da, uite la ce. Da, de la săracul era sătul de drum, nu-l iei așa direct din gară în mașină să-l duci pe la Neamț. Are dreptate. Iar pe drum, tot pe drum, mai stai un pic. Ai să râzi, stai un pic. La care dintre ei te referi? Că fiecare a fost pe drum. Deci fiecare pe drumul lui. Unul a venit cu trenul până la Vaslui, celălalt a venit din Neamț până atât mai mult. Se justifica o pauză, nu? Plus că a fost și cald zilele astea, sete. Asta mă îmi pare rău pentru acolo. Nu știu cum să zic, ar trebui să fie mai mult antrenament. Adică nu cred că depinde foarte mult de condițiile meteo în zonă. La un moment dat, deci preotului român s-a făcut rău și a coborât din mașină ca să se răstească la pantofi și a leșinat, scrie gazetarul de la știrile Pro TV, din cauza alcoolului și a căldurii. Vezi? De aici se înțelege că au băut în mașină. Deci așa se înțelege el, deci ăla a băut până i s-a făcut rău și a coborât din mașină ca să vorba aceea pe marginea drumului unde a căzut în cap. N-au găsit altă umbră. Da. Deci s-au strâns în mașină. Băi, cum? Ce s-a întâmplat acolo? Și probabil că aveau iconiță tot pe bord, deci erau protejați de efectele alcoolului. Văzând situația, părintele străin, adică ucraina, a cerut să fie dus înapoi acasă. Da, s-a simțit jenat că ăla nu ține la băutură. Exact. A cerut extrădarea. Da. Nu sunt serioși. Nu te poți baza pe ăștia. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.